guvernul nostru și acum deci un guvern PSD-ul, deci a făcut un afiș electoral și care spune că cât ar fi plătit românii în plus dacă nu ar fi venit plafonarea, care apare că e o victorie a PSD-ului. Și e o chestie, de ce spun că e sfidătoare și lucrăm cu materialul clientului, spun că e 1100 de lei pe lună de familie, da? Deci ar fi fost chestia asta, acolo scrie de familie, dar spun eu că așa e de familie. Da, și de familie acolo, un el cu el și cu copilul. Dacă faci acest calcul, deci ce se deduce, da? Deci se deduce că de acești 220 de euro pe lună, dacă îi mulțești pe un an și după aia mulțești cu 6 milioane de familii, că la 18 milioane de români, să zicem că mai sunt în țară, de parți familia de 3, ca așa e și statistic, ies 6 milioane de familii, o să vezi că furtul, și acum e clar, este de 16 miliarde de euro. De ce furt? Mamă, ce tare! Pentru că... stai, mai spun o dată. Ai dreptate, nu m-am gândit la calculul ăsta. 250 de euro pe lună de familie, ori 12 o luni, ori 6 milioane. Senzațional. Da. 15 miliarde 600 de milioane pe an. Pe chestia asta de 2 ani, da? Deci de 2 ani. Deci sunt peste 31 și, de miliarde care s-au furat. De ce? De la români. Cum s-au furat? Firește că și o chestie la care românii nu vin să protesteze, n-au nicio treabă și profită psihologic de această chestiune. De asta ți-arăt că ei și sfidează că ți-o arată pe față furtul. Deci în momentul în care și-am spus de foarte multe ori în emisiunea ta că marile afaceri acum și marile tunuri se dau pe plafonări, da? Deci crește prețul la gaze, plafonăm, crește prețul la curent, plafonăm, crește în aia alimentară, plafonăm la produsele de bază, la combustibil și la toți plafonare. Totul e cu plafonare. De ce? Pentru că băgând un plafon, tu plătești ca și cetățean până la acel plafon, iar tot ceea ce e după plafon în spate, suportă guvernul. De unde suportă guvernul? Din taxele și impozitele noastre, care pe de altă parte se măresc constant și din inflația care crește. Dacă ție, pentru cetățean de rând, îți apare că, zice, mi-a venit factura la gaze sau la curent, majoritatea românilor să zică, ia uite bă ce mică e factura, nu mă interesează, guvernul nostru e tare nene, mi-a dat o factură mică, de ce să mă revolt? Nu înțelege situația, că în spate vin băieții deștepți de la energie, băieții deștepți de la curent, băieții deștepți de la gaze, de pe piața alimentară, de tot, din structurile astea mari multinaționale, corporatiste, care au înghițit... care s-au mufat direct la buget. Deci nu mai au nevoie să... S-au mufat și bugetul le dă... Prin vaccin. Le-am văzut la piața vaccinului. Sunt mufate la buget, la armament, la toate astea la un loc. Deci, guvernul nou PSD-ul, domnul Ciolacu, acum, ne arată pe față că din diferența asta ne arată cu băieții lor deștepți care în spate cresc prețurile oricât au nevoie să le crească, că nu le controlează nimeni, pe că din instituțiile statului, fii atent, nu vine ANRE-ul, nu vine de la ANAF care-s cu pistoalele să vină să vadă ce se întâmplă și de unde vin ăștia de cresc artificial prețurile. Nu vine nimeni să întrebe de ce avem cea mai mare inflație din Europa. Nu vine nimeni să întrebe de ce cresc alarmant prețurile la petrol, gaze și la toate alea în spate. Pentru că în spate înțelegerea cu guvernul, cu băieții deștepți, e că ăia își cresc prețurile. S-a ajuns la curent electric, ți-aduc aminte că am vorbit în emisiunea trecută că nu știu ce firma avea 7 lei pe kilowatt, iar aia medie este la 3-4 lei pe kilowatt. Deci dacă se ridică plafonarea, pentru că cu asta te amenință guvernul, nu mă votați, nu veniți cu nu știu ce, vă ridic plafonul și v-am terminat, bă, uite, o să aveți de plătit câte 1100 de lei plus pe lună, familie.